bine ați venit la 360 de grade. Astăzi vom vedea cum putem afla mai multe despre noi înșine în funcție de liniile din interiorul palmelor. Alături de noi în platou se află domnul Mihai Vorobchievici, specialist în arte divinatorii. Bună ziua și bine ați revenit la noi în emisiune. Bună și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Și domnul Eugen Mârț, parapsiholog. Bună ziua și bine ați venit. Din cititul palmei putem afla foarte multe lucruri despre noi înșine. Putem afla tendințele emoționale, putem vedea chiar cumpenele, putem vedea punctele forte sau punctele slabe. Cu alte cuvinte, putem vedea multe lucruri despre noi înșine. Cât de greu este să decriptăm, să decodificăm în palmele noastre ceea ce este scris despre noi? Dacă îmi permiteți, chiar înainte de a intra în miezul subiectului, aș vrea să precizez încă o dată că chiromanția sau arta cititului în palmă face parte din artele divinatorii și aici chiar definiția din dicționar, din păcate, păcătuiește prin inexactitate. De exemplu, artele divinatorii sunt descrise uneori pretinsa putere magică a unor persoane de a desluși viitorul. Accentul cade pe pretins, adică vezi, Doamne, oamenii aceia doar cred că pot să facă asta. În altă parte scrie capacitatea de a prezice viitorul prin metode superstițioase, adică vezi, Doamne, tot așa superstiția ar fi ceva care nu prea este obiectiv și real. Iar în altă parte se vorbește despre arta ghicitului în palmă, ca și cum ar fi vorba de ghicit, ca atunci când cineva joacă la loto sau pur și simplu încearcă să afle ceva. Când nu, de fapt este nu este vorba citit. De ghicit, este un, o metodă obiectivă de a citi, de fapt, de a desluși viitorul într-un mod real și obiectiv. Și de la ce vreau să pornim? Ființa umană este un întreg. Mai mult decât atât, este un întreg ca realitate, nu doar tridimensională. Este un întreg a cărei existență se află și în spațiu și în timp. Deci ființa umană este o realitate tetradimensională, care include cumva axa temporală. Cumva viitorul, într-o anumită măsură, este înscris prezent. În prezent, exact. Iar din punctul acesta de vedere, înainte chiar de a vorbi de chiromanția propriu-zisă, trebuie să spunem că până și în medicina clasică se știe că se pot anticipa și chiar se pot prevedea anumite boli, anumite afecțiuni, studiind cu atenție aspectul mâinii. De exemplu, lipsa de calciu se vede în forma și în anumite desene și într-o anumită culoare la nivelul unghiilor și așa mai departe. Deci, din punctul acesta de vedere, nu trebuie să ne mire dacă de-a lungul timpului unii oameni au dezvoltat și au descoperit această știință, această artă de a prevedea viitorul studiind cu atenție liniile din palmă. Bun. În palmele noastre sunt foarte multe linii, foarte multe semne, sunt cruciulițe, stele, întâlnim tot felul de semne. Haideți să vedem măcar cele de bază, ce ne pot spune despre noi. Să le luăm pe cele trei linii de bază, dar pe lângă aceste trei linii de bază, fiecare va trebui să intre în contact cu, nu știu, niște cunoștințe ajutătoare ca să mai definească și alte linii. Pentru că mai apare o linie, această linie a destinului, care tinde să spargă palma în două, să o împartă în două și pleacă din rași. Avem multe modalități de a descifra. În primul rând trebuie să cunoaștem foarte bine geografia mâinii. Prin geografia mâinii nu ne rezumăm. Deci, făcând un tot unitar, geografia palmei propriu-zis cuprinde o multitudine de lucruri. Asta înseamnă fiecare acel, ce ai repetat, steluță, cruciuliță, cerc, punct. Întreruperile liniilor. Sunt întreruperi, sunt insule. Da. Dar, în primul rând, ca să începem ABC-ul, să nu intrăm cu X, Y, Z, deci cu finalul sau cu ce e mai culminant, va trebui să învățăm să cunoaștem reprezentarea fiecarei linii de bază care există în mâna posesorului și care trebuie analizată. Să mai specificăm de la început că o analiză, deci un chiromant versat, pregătit, nu va citi, așa cum spunea domnul Eugen, nu numai o mână, sau ghicim. Ambele, se uită dacă în ambele am început mâini. Să ghicim. Și, în general, cel care vrea să ghicească cere o mână. Dăm și mie mâna asta. Mâna care el poate să o stăpânească. Și, în general, folosesc mâna stângă pentru că e mâna tuturor schimbărilor. Au apărut articole care sunt undeva un pic dezinformante. Pentru că
trebuie să stabilim care este mâna de bază și care e mâna ajutătoare. Deci mâna stângă, să mâna spune că e pasivă pentru dreptaci, și cea dreaptă activă. Este mâna, pentru dreptaci. Mâna activă, dar sunt și persoanele stângace la care invers. Polaritatea este invers și atunci vom lua mână de bază mâna stângă. Aș vrea să confirm și chiar deci să la dreptaci mâna de bază este mâna stângă. Da, mai mult decât sau mâna dreaptă la dreptaci. Mai mâna dreaptă. Deci nu mai mâna dreaptă la cei care scriu cu dreapta. E mâna cu care definești încărcătura cu care ai venit. Deci nu mâna schimbărilor, să fie bine interpretat și bine clasat. Pentru că am găsit foarte multe postate pe internet care nu știu cine le-a postat și le-a portat în mai puțină cunoștință de cauză. Deci o mână de bază pe care ți-ai scris destinul, ți-ai pregătit. Deci acela este tot drumul tău. Este mâna dreaptă și care pentru nu, da, care nu primește schimbările respective. Pentru că de multe ori ambele mâini nu sunt identice. Fiecare trebuie să vadă din punct de vedere al liniilor, da? Ei, asta înseamnă că nu trebuie să facem o comparație între cele două mâini. Iar mâna stângă este mâna influxională, care trece prin toate stările de emotivitate, te pregătește pentru tot ce poate să apară nou și cât de rapid. Da? Și vom ține cont de toate treaba asta. Dar oricum liniile din palmă se tot schimbă pe parcursul vieții, exact, în funcție de evenimente. Acolo, ajungem nu? Și acolo. Aș vrea să confirm și să întăresc cele spuse de domnul Mihai, în sensul acestei viziuni mai degrabă holistice, adică integratoare în ceea ce privește cititul în palmă, și anume că nu se citește doar într-o singură mână, ce puțin de către cei care știu cu adevărat arta cititului în palmă. Și din punctul acesta de vedere, în universul parapsihologiei, dar și în ezoterism și ocultism în general, se consideră că ființa umană are o polarizare longitudinală, adică toată jumătatea stângă este receptivă feminină lunară, yin, și toată jumătatea dreaptă este activă masculină solară, yang. Până și în iconografia creștină străveche, în toate icoanele se poate vedea o lună mică în partea stângă a icoanelor și un soare mic în partea dreaptă. Din punctul acesta de vedere, cititorii în palmă care nu cunosc foarte bine se uită doar în mâna stângă și acolo se vede mai degrabă aspectul receptiv, adică ceea ce am primit de la destin. Dar unii oameni mai schimbă, pentru că există și liber arbitru și aceste schimbări se reflectă destul de bine în mâna dreaptă. Bun, haideți să vedem concret, să vorbim puțin despre liniile care apar în palmă. Toată lumea știe că există așa zisa linia vieții. Vieții, cea mai importantă, de fapt, alături de linia capului și a inimii. Toate sunt importante, dar... Asta e denumirea încheieturii. Acolo unde se termină brațul sau antebrațul și intră în calcul palmă. Și luându-le în considerare, va trebui să ținem cont de foarte mult. De formă, de adâncime, cât e de clară, cât linia. Nu are meandre. Da, am luat, să spunem, linia vieții. Bun, pentru deci că toată lumea vieții... tinde să ducă la linia vieții, iar de aici vin toate termenele de comparație. Am linia vieții foarte scurtă și asta înseamnă că mor foarte repede. Dar paralel de linia vieții se face o analogie cu linia capului, se face o analogie cu linia inimii, da? Haideți să vedem deci ce putem spune despre linia vieții, ca să începem cu ea. Bun, linia vieții este una din liniile de bază și definește foarte bine persoana din fața noastră. Ați arătat-o dumneavoastră, deci este cea care pornește de... Pornește. Nu trebuie neapărat să pornească, poate să pornească de lângă degetul mare, poate să pornească de lângă jupiterian, da? Dar asta este poziționarea, de acolo începem să facem departajările. Până ajungem la podul palmei, mai explicit, în primul rând trebuie să vedem mâna. Că nu ai o ocazie, dacă ești, știu eu, într-un natură, n-ai să vezi direct podul palmei. Nu toată lumea merge pe post de sfânt, da? Da. Cu palmele pregătite. E, de aici noi va trebui să începem să facem analogia respectivă. Sau mai bine zis, începutul este de la prima strângere de mână, când vin în contact cu persoana respectivă. De acolo începi să-ți faci prima imagine, ai prima cunoștință. E puternic, e laș, e bun. Toate acestea se reflectă. Deci influxul pe care l-ai primit printr-o simplă strângere de mână, ți le arată în geografia palmei. Iar această linie, cu cât are cursivitate, cu cât nu are întortocheturi, cu atât ți arată cum este linia vieții a persoanei respective. Adică vreți să spuneți că o persoană, dacă, spre exemplu, are linia vieții întreruptă, dacă are întrerupe,
sau mai multe. Întreruperea respectivă este urmată de un pătrățel, de exemplu, că am vorbit de semne. Dacă apare figura asta geometrică și după aceea linia vieții continuă, este la, pentru că pe toată lungimea vieții există un arc de cerc, e ca un raportor, și în care sunt poziționați anii, să spunem, aproximativ din 10 în 10, ca să fie diviziunea mâini. Deci acest raportor va găsi foarte multe raze, începând de aici și pe mâini care depășesc 100 de ani, da? Iar lungimea liniei vieții e fantastic de lungă. Asta trebuie să vezi. Să fie și bine conturată și conturată, fără întreruperi. Iar la cei, care au acele întreruperi, în funcție, că discutam de vârstă, dacă tragem liniuța aceea, vedem, a fost la 20, la 30, la 40, la 50, undeva. Dar ce înseamnă o cumpănă la vârsta este respectivă? Este o cumpănă, este o problemă, o atenționare. Da. Iar dacă nu avem linia sănătății care să ne mai dea și alți indicatori, pentru că îi găsim. Pe linia vieții, în momentul când apar aceste întreruperi, fragmentări, că sunt steluțe, e ceva norocos, că e un punct negru, e o atenționare de o boală, o boală care îți poate pune viața în primejdie. Și aceste fiecare atenționări, ne-ar trebui foarte mult timp să putem vorbi despre fiecare punct. Dar ca să stabilim, să nu mai intre omul în panică, am acea întrerupere. Ai continuitate? Bun. În perioada respectivă, că e un an, sunt doi sau trei, există o perioadă mai grea pentru starea de sănătate a vieții, o depășești atât timp cât linia are continuitate. Dar cere confirmarea și pe mâna dreaptă. Analizează și linia capului. Uită-te și la linia inimii. Pentru că de aici sunt factori foarte importanți care vin să completeze datele acelea. Vezi ce formă are, ce culoare are. Că dacă ai să găsești o linie a vieții undeva cu nuanțe de violet, vineții, cu atenționare extraordinară. Deci nu neapărat trebuie să fie linia capului care să-ți dea acele boli sau friguri cerebrale, cum se spuneau pe vremuri, pe la 1800. Deci tot ce poate să fie un atac cerebral. Da. Deci, în general, aceste întreruperi reprezintă cumpene sau discontinuități în șirul liniar al vieții unei persoane. Dar nu neapărat cumpene în zona sănătății, pot fi și cumpene de altă natură. Exact, deci pur și simplu discontinuități în funcție de formă. Și nu întotdeauna sunt ghinioane, chiar dacă există situații de pericol, există și posibilitatea pentru un om înțelept, dacă este prevenit, dacă anticipează această cumpănă și se pregătește bine pentru ea, dacă își folosește bine și liberul arbitru și implică și divinității, depășirea acestor cumpene poate să însemne chiar un salt spiritual. Și este vorba mai ales despre acele cumpene unde linia vieții este într-adevăr întreruptă, dar cele două linii se suprapun pe o anumită lungime, și asta înseamnă că dacă în perioada respectivă acea persoană își schimbă viața în bine, evident, adică se transformă, este ca și cum ar trece de pe o linie de viață care se încheie într-un adică, anumit moment, ca ar fi pe o altă, exact, ca și cum și-ar schimba viața și începe o nouă viață din momentul respectiv. Și mulți oameni, după ce au avut un accident și au fost salvați în mod miraculos, au recunoscut că și-au schimbat viața total, ca și cum au devenit alte persoane și și-au început o nouă viață. Am înțeles. Deci cumpenile nu reprezintă doar situații de pericol, e bine să fim preveniți, un chiroman bun va ști să ne prevină, dar reprezintă chiar și o nouă șansă pentru un nou început. Deci cumpenele în palmă pot fi descifrate strict luând în calcul linia vieții? Sau aceasta ne este putem de bază, uita și la aceasta este semne. De bază, dar așa cum spunea și domnul Mihai, un bun chiroman va ști să studieze și să analizeze corelativ. Bun, haideți să vedem ce alte linii importante mai avem. Ați spus ceva de linia sănătății. Până să ajungem la linia sănătății, să o luăm în ordine descrescătoare, o linie foarte importantă, este linia capului. Aici te definitești ca personalitate, ca om, ce vei face, ce forță ai, ești o fire influențabilă, ești o forță care, să ne mai arătați odată care este acea linie. Este această linie care se unește oarecum cu linia... Câteodată se unește, câteodată e depărtată, cu cât e depărtarea, cu atâta omul este mult mai pragmatic. Nu va ține cont de latura emoțională, sufletească, iar acest om este prin excelență un om cerebral. Cu cât e mai pregnantă, cu cât e mai apăsată, cu cât e mai lungă, tinzând undeva, să străbată acest pod al palmei, toată câmpia lunii, să ducă undeva jos, cu atât acest om va fi mai individualist, va ține cont numai de părerea lui,
nu va accepta imixiuni din partea altor persoane în ceea ce înseamnă o hotărâre luată în linia capului. Linia capului. Adică încăpățânat. Încăpățânat. Nu, este un om care știe foarte bine să-și organizeze viața. Încăpățânarea apare atunci când încep să, paralel cu ea, să vină niște, ca să explicăm mai clar, acele frunzulițe de brad. Da. Când iei o crenguță de brad, sunt ascendente, pot fi descendente. Cu cât sunt ridicate mai sus spre începutul liniei, acel om va fi inflexibil, nu va accepta. Cu cât sunt invers ca unghi, înseamnă că mai acceptă și sfatul altor persoane. Există o atenționare la cei care sunt foarte încăpățânați și care au un consum de energie mentală extraordinar de mână, de mult, ca linia să se termine undeva într-o furculiță sau o coadă de pește. Aceștia sunt oamenii care, în general, vor avea în viață probleme cu hardul. Să nu vorbim altceva. Da. Și dacă nu își vor tempera starea de impulsivitate, pot ajunge de multe ori la situații foarte grave. Dacă tot vă arăt palmele, vreau să vă mai arăt un aspect, și anume linia vieții dublă. Da? Deci, practic, în două linii. Palmă, în cealaltă palmă, în mâna stângă, linia vieții dublă. Înseamnă viață trăită foarte intens, atât de intens încât aproape că omul parcă trăiește două vieți în paralel. Adică viață trăită intens și pe mai multe și cu planuri. Posibilități de transformare, din păcate, după cum ați spus cu mai posibilități devreme. De transformare, din păcate, o viață trăită intens este exact ca o lumânare, nu-i așa, care arde mai repede. Și după cum se vede pe mâna stângă, aveam o viață trăită foarte intens, dar mult mai scurtă. No, pe no, mâna no, no. dreaptă, linia ceva. Vieții se lungește și se unifică oarecum. No. În momentul când apare o linie dublă a vieții, da. Este pe toată lungimea ei. Și este foarte apropiată. Da, așa este la mine. În momentul când apare încă o linie undeva suplimentară care vine, o a treia, adică nu neapărat, pentru că fiecare linie de acolo îți arată influența altor persoane asupra persoanei tale. Poate ești dependent de o mamă foarte iubitoare, poate ești dependent de un tată foarte autoritar care face imixtiuni în viața ta până la o anumită vârstă. Am înțeles, deci pot fi imixtiunile altor persoane. Absolut, absolut. Deci o linie, ca să delimităm, să spun, trei ca linia dublă a vieții, cei care au trăirile acestea intense, care sunt la maxim, trei să aibă... Adică neliniștiți. Să aibă... Nu neliniștiți. Nu neliniștiți. Nu neliniștiți. Sunt niște oameni de o forță extraordinară. Dar oamenii aceștia nu acceptă trândăvia, nu acceptă exact. Lenea, nu acceptă... Nu se mulțumesc cu... Ei trebuie să se programeze în permanență să facă ceva. În general, am văzut marcajul ăsta pe o zodie duală, pe gemeni. Nu la toată lumea, deci, nu neapărat. Deci cu preocupări diverse. Dar spuneți-mi, oamenii foarte inteligenți, cum au conturat linia capului? Păi nu neapărat inteligența, nu o să apară numai din conturul liniei capului, da? Întoarcem mâna și ne uităm la forma unghiilor. Acolo avem alt punct de referință. Și cum ar trebui care, să fie? Unghiile sunt de mai multe moduri, da? Sunt acelea formă de migdală. Sufletele mai boeme, mai artistice. Sunt cele în formă de lopățică, da? Sunt oamenii care pot presta o muncă fizică extraordinară și nu se dau înapoi. Sunt oamenii de un pragmatism extraordinar. Dar sunt și acele unghii care se numesc în termenii chiromantici spatulate. Acele unghii patrate sau dreptunghiulare. Sunt perfect, parcă le-ai tras paralele stânga-dreapta și undeva se încheie foarte frumos. Este exact un patrat. Acești oameni sunt niște oameni foarte consecvenți, un mental extraordinar, dar niciodată nu vor să iasă în evidență. Nu toate degetele vor avea în permanență unghiile perfect asemănătoare una cu cealaltă. Deci fiecare influență apare pe unghii. Da? Sunt jupiterienii de obicei, cei care au și degetul arătător mai lung, sunt oamenii de acțiune, sunt oamenii care sunt considerați șefi. Se vor șefi, da? Dar de multe ori pot fi maleabili. Pentru că dacă atât timp cât unghia asta nu are trăsătura de bază ca inteligența să fie pusă în slujba acțiunii, omul acela poate să
îi stompeze prin calitățile respective. Și atunci îl poate trimite numai spre latura materială. Ne-ați vorbit și despre linia inimii, să ne mai arătați odată care este și să vedem ce putem spune este despre ea. Este oarecum paralelă, dar nu neapărat. Ideea este că este situată ceva mai sus. Deci deasupra, oarecum paralelă cu linia capului. Ele nu se ating, nu se intersectează aceste linii în mod normal și se află ceva mai aproape de degete. Este aceasta de aici. Bun. Și despre ce ne vorbește linia inimii? O multitudine de lucruri. În momentul când vorbim despre inimă, ce putem să vorbim? Vorbim despre sentimente. Absența liniei inimii din palma unui om. Dar există și persoane care nu au această există linie? Și poate să lipsească și linia capului și linia vieții să fie foarte scurtă. Iar aceștia sunt oamenii care prin excelență sunt acele persoane importante care de obicei poartă brățări și sunt undeva acolo în spațiile acelea bine păzite, cu fier forjat la fereastră și care dacă scapă de sub control, ei n-au suflet, n-au inimă, deci n-au mental care să gândească, ei vor face, instinctul animalic e predominant, iar aceștia sunt criminali. Dacă mai bine să completeze și acest deget mare care, de multe ori pentru mine, fiind în postura de chiromant, chiar dacă nu văd toată palma și văd degetul mare, mi-e suficient ca un 60% să am părerea formată despre persoana respectivă. Vorbim aici de așa zisul deget mare nepolice al criminalului în serie, exact, care este mai scurt acest segment. O trebuie și neapărat să fie ceva scurt, mai e bombat. Exact, e bombat. Exact. De-aia am zis comparativ. Seamănă ca acea mingiucă care și-o pune claunul pe nas, o îmbrace aici. Da. Oamenii aceștia sunt extraordinar de periculoși și atunci când pierd control sunt în stare să facă absolut orice. Dar nu pentru au control. Ei nu există limite. Nu au control asupra lor, în primul rând, pentru că nu există mental, nu există afectiv, iar viața pentru el e, poate să fie sau poate să nu fie. De fapt, lungimea corelată acestor două segmente arată cumva raportul dintre voință și puterea de autocontrol pe de o parte și imaginație și creativitate pe de altă parte. Și la foarte mulți oameni care sunt inteligenți, sunt creativi, au imaginație, dar nu prea au voință, putem să vedem că acest segment este foarte scurt. Statistic vorbind, este mai scurt la femei decât la bărbați. Deci putem spune că din punctul acesta de vedere, bărbații stau ceva mai bine la capitolul voință, iar femeile ceva mai bine la capitolul imaginație și creativitate. Dar vorbim aici în general. Pentru cei la care există linia inimii. Exact. Ce indicii putem avea legat de aceasta? Am vorbit de acele ramificații care apar pe, pot să apară pe linia capului. Aceleași ramificații apar și pe linia aici. Dar inima, linia inimii poate să fie foarte bine conturată, perfect marcată, da? Ca și cum am tras cu creionul, fără niciun fel de mână. Dar sunt în funcție de trăirile și stările emoționale ale persoanei respective și cumpenele care apar. Pentru că de aici dezvoltăm și alte laturi, da? Dacă este o linie dreaptă și după aceea vine ca o insuliță, deci ca și cum ai face... Deci asta înseamnă insulele. Când insulele acestea sunt un cerc, practic. În momentul când apare această insuliță, poate să apară o problemă cardiacă, o moștenire din partea părinților, depinde dacă e deplasată undeva spre degete, va fi din partea masculină. Dacă e deplasată undeva spre podul palmei, va fi o moștenire genetică din partea mamei. Și aceste, dacă sunt înlănțuite, sunt acele pusee de tensiune care pot apărea, acele maladii legate de afecțiunea ale inimii. Că poate să deci fie, persoanele cu probleme cardiace au această linie un pic mai absolut marcată mai, de aceste. Și dacă mai sunt și roșii, undeva culoarea este roz, e perfect. Dar în momentul când încep să apară culori ostentative, un roșu mai aprins sau un vânăt, da? Acel violet, sunt mâinile gălbui care iau altă, prezintă altă stare de îmbolnăvire. Și toate acele ramificații, frunzulițele acelea crescente, că ne uităm la o plantă și vom vedea tulpinii. Pe tulpină tot felul de rămurele. Sunt ascendente, sunt perioade care treci peste problema de sănătate cu boala de inimă, dar nu e atât de grav. Nu te atenționează în momentul când e descendent.
Dar deci, în general, apar și cumpărările din viața personală pe această linie încifrate? Altceva vreau să spun. În general, când vorbim de orice linie importantă sau mai puțin importantă, cum ar fi liniile, linia vieții, linia capului, linia inimii, dacă ea este bine și frumos conturată și desenată, acesta este un aspect pozitiv. Dacă linia respectivă este întreruptă, întrețesută, înlănțuită, are ochiuri, steluțe și așa mai departe, acestea sunt lucruri care ne pot, aspecte perturbatoare care ne pot pune pe gânduri, cu unele rare excepții. Și mai putem spune despre linia inimii că dacă ea, în loc să fie bine desenată, este zdrențuită, înlănțuită și așa mai departe, aceasta poate să fie și un semn că persoana respectivă are o viață afectiv-sentimentală dezorganizată și împrăștiată. Deci că nu reușește să se focalizeze la nivel afectiv-emoțional. Gen, nu reușește să-și găsească, nu știu, persoana mult iubită cu care să aibă o viață afectivă și o sensibilitate centrată. Enormă. Și o sensibilitate. Dar persoanele care au, spre exemplu, o căsătorie impecabilă, cum ar trebui să aibă această linie? Sau nu neapărat în funcție de linia inimii? Există și crucea căsătoriei care apare pe acest munte și care arată că pentru persoana respectivă... Să ne spuneți ce munte este și că nu am... La baza degetului arătător. Această cruce a căsătoriei, dacă apare, arată că persoana respectivă este făcută pentru a trăi în cuplu și că este o persoană de casă, genul de bărbat pe care de multe ori și-l doresc femeile și care după ce se căsătorește își schimbă oarecum viața și se adaptează noi vieții în cuplu. Sunt oameni care se pot căsători, chiar dacă nu au această cruce a căsătoriei, dar aceste persoane nu se schimbă deloc după căsătorie. Deci își continuă exact aceleași obiceiuri ca mai înainte. Deci iată că aceste cruci ca semn în palmă nu au conotație negativă. Dacă există marcajul crucea căsătoriei, pentru că mai există o linie a căsătoriei aici. Exact. Da? Ia, asta e crucea căsătoriei. A căsniciei, cum se spune înainte. Pentru că e o caznă să trăiești în cuplu. E o cruce, e o caznă. Care un om e o cruce pe care trebuie să o duci. Cei care au una, două, trei, pentru că nu există o singură cruce, da? El e blând în exprimări. E foarte bun. Spune crucea, poate să apară una, să apară două, trei. Sau sunt persoane trei. Care pot avea una, două, trei sau cinci sau șapte căsătorii. Da? Și dar sunt la fel ce de marcaj bine. Apare la aceste persoane? Marcajul la ce? Ăsta e un om fericit. Dacă n-a mers cu prima căsătorie, a încercat-o pe a doua. Dacă nici pe a doua, este omul care merge în permanență din căutări în căutări. Marcaj există aici. În momentul când ai acest, e ca un arc de cerc. Da? Se numește linia căsătoriei. E linia căsătoriei. Fiecare vine și face conotații. Dar mutându-ne de la linia căsătoriei, o să ajunge la o linie care e foarte importantă și periodic la persoanele care sunt predispuse să rupă o căsătorie, apare linia divorțului sau marcajul divorțului. Iar asta se manifestă ca un arc de cer care taie linia vieții, taie linia capului și pleacă acest arc de cer cu o steluță la un cap, o steluță la un cap. În momentul când are acest marcaj pe mână, este acea mână, conotația spune, mâna omului care va divorța. Și vrei, nu vrei, uluitor e când vorbim cu o persoană care e căsătorită, de un an, doi, trei, și practic, patru, vezi acest și semn. Vezi marcajul ăsta și îl atenționezi. Ai grijă că tu ești omul care nu o să faci niște compromisuri sau nu o să fii atât de maleabil în căsnicie, să accept și alte lucruri, chiar dacă se întâmplă o greșeală din partea partenerului, tu ești foarte drastic și rupt. Nu e adevărat. Că eu îmi iubesc soția, nu știu ce, până la proba contrarie. Sunt oamenii care nu pot deveni maleabili. Și atunci ai să te uiți că și undeva, pe final, linia capului este cu bifurcația respectivă. Da? Și trăirile sunt atât de intense încât nu se pot controla. Nu se pot controla și vor produce acea ruptură. Am avut ocazia să văd două mâini de genul ăsta, au fost foarte șocați. Adică pot avea și această cruce a căsătoriei. Absolut, le ai pe toate, pe dar există. Muntele lui Mercur, păi da? Stai puțin că viața... Dar pot avea și arcul. Alina, viața este un tot unitar, da? Ea este și din bune și din rele. Deci au calități și pentru a fi căsătorit, absolut. Dar sunt predispuși dar este, la divorț. Ești predispus. Deci nu spune, ești viitorul. Ai predispoziții. Exact. Tot ce vorbim noi, pe alt, tot ce e legat de arte divinatorii, expresia cea mai uzuală ar trebui să fie predispoziție. Exact. Astfel te predispun.
Dar eu, în final, așa cum spunea domnul Eugen, am liberul arbitru și eu pot malea, nu schimba total. Tot în acest context, dacă îmi permiteți, și pentru că am vorbit de cruciulițe, trebuie să spun că în funcție de locul unde se află, de amplasare, aceste cruci au semnificații diferite. Și una din locațiile care pentru mine înseamnă foarte mult este aceea între linia capului și linia inimii. Aici, dacă apare o cruce bine desenată, această cruce se numește crucea mistică și arată disponibilități, capabilități de a dezvolta însușiri și capacități paranormale. Extrasenzoriale. Ca o completare a liniei inimii, știm că există și acest munte al lui Venus. Spuneți-ne puțin care este, să ni-l arătați și să ne vorbiți puțin. Sau inelul lui Venus. Sau inelul lui Venus. Sunt separate, sunt diferite. Inelul lui Venus este ceva excepțional. Nu toată lumea. Să ne arătați unde este localizat. În zona aceasta. Bun, deci inelul lui Venus. Și arată mai mult de trezirea energiilor lui Venus. Dar ce înseamnă, la ce ne uităm? Spuneți dumneavoastră, domnul Mihai, muntele lui Venus. Dacă vorbim sau inelul lui Venus. Nu, mai întâi muntele, pentru că acesta l-au mai mult. E inelul lui Venus. Da. Deci ce a arătat domnul Mărți este inelul, linii, da? La munți îi luăm după aceea. Da. Atât timp cât există prezență, chiar dacă este numai o jumătate, da, să fie incipient, știi că vorbeam înainte de... Sunt acei oameni care au ceva deosebit pentru frumos, pentru artistic, dar nu la nivel mediu. Deci ei vor... să depășească sfera celorlalți. Foarte creativ. Da. E foarte creativ. Sunt oameni care lucrează pentru posteritate, care vor lăsa. Dar la fel de bine, conotația, pentru că pe acest inel mai pot să apară acele frunzulițe. Și în momentul când sunt pornite exact ca la frunza de braț și stânga și dreapta, dădeam conotația curtezanelor de pe vreme. Știi, când vorbim de toate ca tot unitar, ajungem și la ceea ce se numește Saturniana sau linia destinului. Da. Și aceasta pornește exact de aici și uite așa, se duce frumos, se duce pe degetul lui Saturn. Exact. Cred că exact. Aici se vede, nu? Exact. Se vede. Asta nu e obligatoriu ca această linie să ducă neapărat să taie palma în două. Ea este poate cea mai linia cu cele mai mari schimbări din palma unui om. Pentru că în momentul când te-ai edificat asupra țelului menirii tale în viață, tu începi să te ancrasezi pe destin. Și atunci, punându-l la treabă în slujba ta, el se dezvoltă și se arată ce trebuie să faci. Poate să apară, vine undeva, se blochează pe linia capului. Atunci și te lovești de oameni care mental au frici, au temeri. Destinul le-a oferit multe lucruri bune, dar le e teamă să meargă mai departe. Deci vorbiți despre cei la care această linie, care exact, practic traversează jumătatea palmei, se oprește la linia capului. În momentul deci când sunt oameni care mai rigizi din punct de vedere al concepțiilor Alina, de viață. Nu trebuie neapărat să aibă aceeași lungime. În momentul când pleacă marcajul de aici, omul trebuie să-și dezvolte ce vrea să facă, ce trebuie, ce simte că îi place și care îl face într-adevăr cu bucurie și cu plăcere. Pentru că poți să iei o profesie care e foarte bine plătită, dar tu să te duci undeva cu un pic de... numai ca o obligație să faci acea... această linie a destinului se joacă cu tine. Cum vrei să pui destinul mai bine la treabă pentru tine, dar și pentru cei de jur. Pentru că dacă intervine zona aceea de altruism, e perfect. În momentul când este egoismul, începe deja să te închisteze și atunci îți dă o preliște, s-a blocat la linia capului. A depășit linia capului, s-a dus la linia inimii. Deci ai și afectivitate, ai și cerebral, tu ești armonios construit și te poți duce mai departe. În momentul când ai ajuns la muntele... La cei care ajunge acolo. Exact. Când sunt persoane care, da, lucrează cu voință, spune vreau, pot și pot pentru că vreau și ai să vezi că această linie a destinului se va schimba, nu de azi pe mâine. Schimbările apar cam la 2, 3, maxim 5 ani. Și la acela care depășește și linia inimii? În momentul când a depășit, omul deja a intrat pe incidența totală a destinului. Este un om armonios, pregătit. Spiritul superior e mult mai dezvoltat. Nu mai este omul care întotdeauna va fi condiționat de ascensiunea lui, condiționat de cei din jur, de ajutorul cel. Primește și ajutor, oferă și ajutor. Deci ca să poți primi și ca să te poți dezvolta, trebuie să înțelegi pe cei din jur. Ei, aici intrăm în sfera de acțiune a lui
și a domnului Eugen și știe cum se legat de dezvoltare personală absolut, și evoluție absolut. Spirituală. Pentru că nu întâmplător, vorbind de liniile din palmă, vom vorbi de multe lucruri care sunt, omul este un tot unitar. Vrei, nu vrei, puncte de energie sunt absolut. Dar vedeți cât de interesant absolut. Să regăsesc în palmă atâtea lucruri despre omul este respectiv. Mai să fii curios să știi. Exact. Mai da. Să fii curios să știi. În momentul când înveți această geografie a palmei, te joci cu ele. Dar există și un corespondent al acestei linii care ați spus că este oarecum Saturnul, Saturniană și muntele lui Saturn. Pentru că Saturn e legat de destin și de karmă. Absolut. Și de greutăți. Absolut. Da. Și muntele lui Saturn? Poți să ai munte, vezi? De multe ori, munții nu cad perfect sub fiecare degetul respectiv. Deget, da? Ei pot fi deplasați undeva spre stânga palmetei, spre jos sau în dreapta. Ei, asta înseamnă acele greutăți pe care le-ai întâmpinat și cum le-ai luat de mic. Dacă ai trecut de mic, de prunc, cum se spune, peste niște încercări, ai avut puse niște încercări, ei vor fi undeva teșiți spre partea de jos. Va trebui ca fiecare să încerce să-și redreseze prin gândire. Acolo unde avem lipsă, trebuie să completăm. Dacă nu vom învăța și nu ne vom supune acelor reguli. Dar spuneți-mi, cei care fac carieriștii, sau nu știu, oamenii care ajung foarte sus din punct de vedere al carierei, cum ar trebui să aibă marcajele acestea în palmă? Apropo de Saturn, pentru că Saturn este responsabil cu tot ce ține de carieră. Bine, nu numai, dar... Stai puțin, Saturn îți dă traiectorie, exact. Da? Nu, dar dacă n-ai lui aptitudinele, am dacă înțeles. N-ai și aptitudine, atunci căutăm acele aptitudini aici, talentul pe inelar, artistic, sigur. Pe inelar, vom găsi diferite puncte. Poate să fie, nu știu, un semicerc cu tot felul de raze, poate să fie un pătrățel, poate să fie o încrengătură, poate să fie o grilă. Da? Sunt foarte complexe semnele, sunt fantastic, nu? Exact. De complexe. Cei care au în permanență, care vor avea semne aici, asta e semn de creativitate, de bogăție. Adică la baza degetelor. La bogăție. Exact aici. Că e pe munte, că este între munte, dar marcajele acestea sunt oamenii care au talent la desen, la pictură, la sculptură, la muzică. Acolo sunt marcajele artistului. Da? Corelat marcajul artistului cu linia destinului care este clară, cu linia inimii care te duce, n-ai opreliști, n-ai ținte, ai făcut un tot unitar. Deci nu trebuie să le luăm, să le judecăm separat, individual. Aș vrea să subliniez tocmai faptul că această linie a destinului, care chiromanții știu că se poate schimba, se poate modifica chiar destul de mult. Deci cea care împarte palma în două, exact, da? Este o confirmare a faptului că dincolo de destin, dincolo de fatalitate, cum îi mai spun unii, există liber arbitru și faptul că noi putem modifica chiar foarte mult. Și unele dintre aceste persoane de succes, deși au senzația că au trecut marea cu sarea și că au făcut lucruri extraordinare, se poate de fapt să-și urmeze firul destinului lor, dar alte persoane este posibil să-și construiască un destin nou, fericit, chiar dacă nu îl aveau. Spuneți-mi, persoanele longevive, apare acest lucru, am înțeles că și în funcție de linia vieții. Acesta ar fi reperul principal. Există mai mulți indicatori, inclusiv acele brățări care corespund fiecare brățară cu 30 de ani. De ele exemplu, ar trebui să fie 3 dacă, brățările, practic. Da, nu? Pentru dar că sunt oameni care 3 ori 30 de ani, asta nu înseamnă că vor trăi 60 de ani, ci undeva între 60 și 90. Deci brățările sunt mai degrabă. Înseamnă că vor trăi cel puțin 60 de ani. Afară de unitatea de măsură pentru timp, există conotația specială. Cele trei brățări care sunt a sănătății, prima, a bogăției, deci chiar la bază, da, să arătați dumneavoastră, și a treia, a fericirii. Sunt pentru că eu le-am pe toate. Una, și dacă două, mă laud trei. Cu ele, s-ar putea să intru în contradicție de idei. Deci sunt, marcaje sunt și pe o mână și pe alta. Da, se văd foarte clar. Acest, cu cât este mai înconjoară de multe ori palma, am văzut oameni cu o sănătate de fier, comparativ, mi-am amintesc de tata până la 74 de ani n-a luat nici măcar o aspirină. Care parcă avea o brățară de exact. Jur împrejur. Deci, fantastic. Și cu toate astea au fost alte influențe. Sănătate, da? Bogăție, cea din mijloc. Pentru că dacă ești sănătos, poți să aduni o bogăție. Iar dacă adun bogăție, nu e obligatoriu să fii și fericit. A treia brățară. Brățara fericirii. Și de multe ori brățara, la persoanele care le-au obținut în măsură egală, distanța dintre cele trei brățări este relativ egală. Sunt persoane care am văzut că apare brățara
fericirii undeva, undeva după 40 de ani. Deci acei oameni sunt, exact, sunt oamenii care au afectivitatea sau, eu știu, mulțumirea sufletească, veselia, bucuria sau armonia, ei s-au axat foarte bine, sunt axați numai pe carieră, sunt oamenii care, dacă ne arată că Eugen este un om cu un deget foarte puternic, scuză-mă, ăsta, da, vezi, în momentul când găsești cu cât e mai înalt, el are factorul de voință extraordinar. Dar e și o fire risipitoare și îl desconspirăm acum. Adică nu de risipitoare ce? În sensul... De unde se deduce banii, în sensul de a împărtăși și a dări și curbarea, curbarea degetului. Adică este nu păstrez pentru mine. El poate să opere cu o mare bucurie celor din jur, dar numai acele lucruri care îl personifică pe el. El nu le dă, numai îți dă un pahar de apă. Caută cel mai frumos pahar ca să-l reprezinte. Deci bogăția sufletească se manifestă și bunătate, da? Pentru că același deget, la nivel mai mare, îl are Gigi Becali și l-ați văzut de câte ori arată. Bun, da. Este un om de un altruism extraordinar. Dar are și o forță destructivă sau manipulativă pe închietură. La fel de mare. Deci aici, nodul acesta și depărtarea între degetul mic și inelar, cu cât e mai mare, arată și orgoliul omului. Pentru că un om care nu are orgoliu este un om care poate fi folosit foarte ușor de ceilalți. Deci, nu știe să-și pună în valoare. Distanța între degetul mic și inelar. Absolut, absolut. Arată, deci cu cât este mai mare, cu atât omul este mai... Omul este undeva și evoluat, are și o forță de răzbatere, de pătrundere și o forță de ascensiune. Sunt corelate. Le iei pe fiecare și încep să le... Spune că facem o ședință de chiromanție și am spus ne trebuie 2 săptămâni. Ca să putem să spun tot ce e. Pentru că nu se fac așa. De obicei, o ședință de chiromanție implică tușarea ruloului, tușat palma cu degetele, aplicat stânga-dreapta și peste 5 ani sau 3 ani ne întoarcem și vedem cum am evoluat. Asta este testarea. Cum s-au schimbat liniile. Asta e testarea, sigur că da. Pentru că în momentul când s-a scris prima carte de chiromanție, au fost 4 generații de medici francezi care au avut, cum se spunea atunci, un stabiliment, un fel de, nu neapărat azil, dar acolo au strâns din absolut toate păturile sociale. Și au verificat de la cei care i-au scos după galere, condamnații osândiții la angrii de galere, a adus și unul de acolo, a adus și o somitate, care, înțeles că pus în slujba științei aceste lucruri, sunt foarte bine. Și asta a fost undeva delimitată cam pe 150-180 de ani, cele 3 generații. Deci care un studiu științific, un studiu științific foarte fantastic, bine foarte documentat elaborat, și foarte aprofundat. Deci ei au avut la îndemână tot felul de mâini, tot felul de cazuri, tot felul probabil de... Probabil că pot da și niște verdicte, niște indicii extraordinari de o mare finețe. Asta pentru cei care încă mai desconsideră și cred că cititul în palmă este de fapt ghicitul în palmă. Nu, este știința, așa cum am făcut enunțul, știință de observație. Dar astfel de semne, precum ne-a spus dumneavoastră că se regăsesc în podul palmei, putem să avem și pe falangele degetelor sau mai puțin? Pentru că aici văd că marcajele sunt mult mai... Semnele apar pe absolut tot ce este fața palmei, ca să spunem așa, pentru că reversul nu avem. Are mai puțin. În afară de forma degetelor. Fiecare poziționare pe cele 3 falange are conotațiile respective. În funcție, întâi trebuie să învățăm care sunt conotațiile cercurilor, grilei, steluței, triunghiului, punctelor, puncte albe, puncte negre. Dar crucea, foarte important, nu are numai conotație negativă. Ne-ați spus asta. Există parcă și o cruce care este un pic malefică, nu știu exact unde trebuie poziționată și cum am înțeles că dacă se află la baza liniei vieții, ar însemna ceva. Asta e la baza liniei vieții. Dacă linia vieții este vânătă, e neagră, cu tente din astea închise și mai are marcaj de cruci și nu apare una singură, cei care sunt malefici au alte, ți-am spus, alte conotații. Lipsa unor linii de bază. Da, linia capului, linia absolut, inimii. Absolut. Dar acea cruce mistică poate să se mai manifeste și sub forma unui pătrat. Acest pătrat care poate apărea sub Jupiter, un marcaj foarte important, poate să apară și perfect în podul palmei, care este iar o protecție, exact cum se întâmplă la săgetători și lei și peștișorii, care sunt protejați de divinitate. Ei au niște influențe, chiar dacă fac prostioare, Dumnezeu are grijă să-i. Și
dacă ai să te uiți la un nativ, leu, pește sau săgetător, vei găsi acea crice de protecție în palma lor. Una, două, trei. Dar să nu și-o ia în cap, că dacă le au acolo, sunt protejați totalmente. Tot timpul. Da. Bun. E, marcajele acestea, apărând în diferite poziții, vin și îți dau conotațiile perfect la obiect. Încă un avertisment pentru cei care simpatizează cu acest domeniu și caut așa să o facă pe chiromanții fără să aibă destule cunoștințe. Unele lucruri sunt într-adevăr intuitive și pot fi ușor de înțeles, dar altele sunt, aș putea zice eu, un pic amăgitoare, un pic păcălicioase. Și am să dau un exemplu. Linia sănătății, ca orice linie, da, situată aici și formează un triunghi cu linia vieții și cu linia capului, este bine să fie bine desenată și bine conturată. Evident că dacă este întreruptă, frânjită, mai clar. Aici, în zona aceasta. Deci, dacă dumneavoastră nu este conturată. Tocmai asta vreau să spun. Dar nu trebuie neapărat. Asta vreau să spun. Nu deci, în darma dreaptă, dacă această linie nu există deloc, puțin. Iarăși este bine. Deci iarăși este bine. Iarăși este bine. Deci este bine să fie conturată sau să nu fie deloc. Atunci este bine. Dacă este întreruptă, discontinuă și așa mai departe, atunci avem deci, alte interpretări. Deci se află chiar sub degetul mic. Da? Formează un triunghi. Deci la mine, vedeți, nu există. Și cu toate astea mă simt extraordinar de bine și analizele mi-au ieșit perfect. Deci, dacă această linie se vede și e bine conturată, este bine. Dacă ea este întreruptă, zdrențuită și așa mai departe, atunci trebuie să fim atenți cu sănătatea. Dar dacă nu există deloc, ce o să zică un om prost care nu știe? Vai, tu ești mort deja, ai murit de mult, nici nu mai existi. Nu! Iarăși este bine. Deci nu vă jucați cu o știință pe care nu o cunoașteți aici, este bine să apelați la experți, pentru că unele lucruri sunt simple și ușor de înțeles pentru toată să lumea. Să nu dea conotație. Exact. Sigur. Iar altele sunt derutante și păcălicioase pentru cine nu știe și nu a studiat bine această știință. Adică sunt în foarte complexe. În câți ani a studiat-o, domnul Mihai Vorobchievici? Păi, așa ca să, după la ca să ne facem o idee. De pe la 14 ani și când ați ajuns așa la un fel de stăpânire păi, așa a domeniului? Primii 7 ani nici n-am avut voie să vorbesc în fața mamei. Deci de la 14 la 21 de ani. A fost primul ciclu de 7 ani de asimilare. Exact. De cunoaștere. Dacă într-adevăr înțelege, vedeam ceva, trebuia să-i notez și să-i spun. Și să și motivez de ce și cum. Da. Deci asta pentru jucăm. Cei care au citit și o carte nu, și a doua zi. Amuzament o făceam colegii de ca amuzament de la e cu totul altceva. Da. Bun, da, pe cele care le stăpâneam perfect, îi spuneam, vezi că ai o atenționare, tu ești predispus la niște accidente. Da. După ce asta pentru cei care au citit și ei o carte, o manual și cum își deschid cabinetul. Aș vrea să vă întreb pentru persoanele care sunt predispuse sau ar trebui să fie precaute în zona aceasta a accidentelor. Ce marcaje avem? Deci pentru imprudenți, pentru cei mai agresivi, pentru cei care poate au această predispoziție. Pentru cei care ne urmăresc, da. Să fie atenți. Există, dacă există, există astfel de semne. Predispoziția asta spre accidente, predispozițiile sunt la cei care au o natură, deci dacă vedem mâna, ori acele mânuțe mai micuțe, oamenii care sunt foarte iuți, foarte agili, care nu stau locului, care niciodată nu au, nu știu, factorul de risc pentru ei nu există. Sunt imprevizibili, imprevizibili. Așa cum există cei care, facem comparație, pentru că întotdeauna am combinat și numerologia și astrologia cu chiromanția, pentru că am niște conotații după atâția exact, ani de zile am început să-mi dau seama că sunt niște influențe. Cei care au litera G, P sau Y, lipsă din nume, sunt oamenii neprevăzători. Și nu întâmplători aceștia, dacă deci, ne uităm, aceste litere. Da, dar această, nu știu, lipsă care o au, ei o pot completa. Prin, am pățit-o odată, de două ori, de trei ori, ia să-mi ia și o măsură de precauție. Deci, tot pățitul e priceput undeva. Deci, dar GPS sunt, sau Y. Exact, sunt marcajele. Sunt oamenii care fac atacuri de panică și să te ferească Sfântul, cu omul ăsta poate să pățească o mulțime de lucruri. Sunt acele mâini mai mult roșiatic și e exact ca și cum pe un câmp de maci, tu vii și ai aruncat un pumn de zahăr și se vorbe de... Se vor vedea, ca să fiu mai gramatical, acele puncte albe pe fundul acesta roșu. Sunt oamenii care trebuie neapărat să-și facă tratamentul, să nu se lase, când trece, am avut azi, astea se amplifică și cu cât nu le controlezi, cu atât ai problemele mai mari. Sunt acei oameni care au, nu știu, o robustețe mare
a degetelor, a unghiilor, de multe ori sunt unghiile un pic încovoiate. Sunt niște răutăți care predispun, ei își fac rău făcând altuia rău. Deci ceea ce oferă altuia, primește el, fără să înțeleagă de ce se întâmplă acest lucru. Sunt acele mâini care, constructiv, au mâna biară de pasăre. Deci au unghiile încovoiate și dau senzația că se agață, așa, exact ca niște animale de pradă care își folosesc ghearele ca tare, să se fantastic agață. De tare. Acumulează foarte mult calciu, dar calciul ăla excesiv se manifestă exact în zonele de extremități unde pornesc acele raze care ar trebui să ofere omului. Iată că putem vedea practic lucruri foarte, foarte detaliate pe permanent. Podul palmelor, bine și nu numai, și forma mâinilor și a degetelor și așa mai departe, dar liniile și toți acești munți despre care ne-a zis și care au și corespondența bine știută astrologică, vorbesc despre întreaga noastră personalitate și nu numai, chiar și despre anumite cumpene la care suntem predispuși. De predispoziția la accidente, trebuie să spunem că nu trăim singuri în univers, fiecare om are cel puțin un înger păzitor. Mai există și entități binevoitoare, de multe ori ființe care pe care le-am cunoscut în alte vieți, și există și zeități protectoare binevoitoare sau aspecte ale divinului pe care de asemenea le-am adorat și le-am cultivat ca rezonanță în alte vieți. Și toate acestea au tendința să ne ajute, cu condiția ca noi să ne lăsăm ajutați. Și din punctul acesta de vedere se știe că bărbații sunt mult mai predispuși la accidente. De ce? Pentru că ei nu se lasă inspirați. Atunci când o ființă umană este în pericol de accident, aceste ființe binevoitoare, aceste entități protectoare au tendința să ne inspire, să ne oprească de la a produce acel accident și de aceea femeile mai degrabă decât bărbații și de multe ori chiar copiii sunt mai inspirați și pot să spun că s-a scris o carte despre copii care și-au salvat părinții de la moarte pentru că n-au vrut, de exemplu, să se suie într-un avion. Iar pe urmă, părinții au constatat că acel avion s-a prăbușit. Au aflat la știri mai târziu, câteva ore, avionul s-a prăbușit. Și și-au dat seama că copilul a manifestat o astfel de intuiție, fără să poată explica de ce, și nu a vrut să se suie într-un avion condamnat. Sau chiar și oamenii care sunt foarte buni, cum se spune, tare de înger, oamenii care sunt foarte buni, chiar dacă nu sunt copii, pot fi protecție pentru ceilalți. Dar aici există o luptă între ego-ul nostru și eu-ul superior, pentru că de multe ori tocmai ego-ul nostru ne face să nu vrem să renunțăm la un drum pe care vrem noi neapărat să-l facem ca să câștigăm niște bani, ca să obținem o poziție, o putere mai mare și așa mai departe, toate lucrurile acestea ne orbesc și ne fac să pierdem acele șanse. Și după cum șanse, am văzut, după cum ne-ați spus, tot dumneavoastră ne-ați spus, ego-ul poate fi văzut într-o mulțime de locuri și putem să aflăm din multe, chiar și din palmă, că suntem mai egocentriși sau mai orgolioși și așa mai departe. Exact. Da, și ne putem controla. În acest unghi, da, cu cât e mai deschis, în general, e recomandat sau ar fi ideal să fie echilibrat, să fie adică echilibrat, de 90 de grade. Să fie acest unghi de 90 de grade. Asta înseamnă echilibru. Da. Cu cât îl aduci mai jos, dacă sunt mai, deci un unghi mai mic de 90 de grade, voi fi un șef, dar mai puțin maleabil. Voi ști să spun, tu trebuie să faci aia. În momentul când el deschide și este un unghi peste 90-100, apare acea bunătate. E și un șef, dar e un șef flexibil, care acceptă flexibil, dar mult prea moale. Își poate pierde autoritatea. Nu neapărat prea moale, este risipitor undeva. Da. Deci e mai puțin prevăzător. Am înțeles. Iată câte indicii foarte importante am aflat despre noi înșine. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru tot ceea ce ne-ați învățat. Iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de o săptămână minunată. La revedere!